Salut, bine ai venit la primul episod din Proful de Vin 2016. Sunt de la Păstrăvăria Brătioara și ți-a uitat peștele! În primul episod, proful de vin încalecă vinomobilul și o ia alene spre creierul munților Făgăraș, tocmai spre Păstrăvăria Brătioara. Dacă ați ajuns pe golul alpin, înseamnă că i-ați dat prea multă tălpiță, ați trecut de Brătioara. Bem un vin alb și învățăm astăzi despre fetească albă. Ce anume vrea să privească acest strugure? Ce anume spune el? Cu ce se asociază? Unde trebuie să-l bei și cu cine? Revenim imediat. Astăzi, de la coada calului, vorbim de fetească albă. Hai, să-i dăm drumul, așa. Fetească albă este unul dintre cele mai răspândite soiuri autohtone românești. Crește deopotrivă atât în Moldova, cât și în Oltenia și mai ales în Transilvania. Ceea ce trebuie să știi este că are un gust echilibrat, are un frumos, armonios, rotunjor, dar crescut la altitudini puțin mai înalte, ca în Transilvania, dezvoltă ce? O mare aciditate. Fetească albă asociată cu tiroliana. Sunt Cosmitul de Roz și ați venit la un nou episod din Proful de Vin. La început nici nu știam că fetească albă e așa dulce. Am băut mult, după un timp chiar m-a durut capul. Cred că de la zahăr. De fapt, am aflat ulterior că beam fetească regală. Nici măcar nu era fetească albă. Este un vechi soi românesc, oarecum timpuriu, care în timp a fost și este utilizat în continuare pentru producerea de vinuri de calitate. Soiul este viguros, cu o fertilitate medie, rezistă bine la ger, este sensibil la mană. La capitolul coacere, aceasta se petrece în prima jumătate a lunii septembrie. Aromele primare sunt citrice, florale, ce merg până la fân proaspăt cosit și caisă coaptă. Pe lângă arome, vinurile din fetească albă se remarcă prin finețe și un echilibru deosebit. Este un soi care poate fi maturat în prezența lemnului de calitate, destejar evident, pentru arome mai complexe. Aceasta este fetească albă. Hai să mergem mai departe. Fetească albă are dezlegare la pește. Astăzi asociem culinar aceste două produse. El, ia, hai mă, bea și tu ceva. Este! Având trei fetești de față, una de Dealu Mare, a doua de Transilvania, respectiv de Lechința, din vecini, și a treia, tot de Dealu Mare, doar că baricată, m-am întrebat eu așa: cu ce aș putea să asociez? Rareș, help me, please. Simplu. Ce avem aici? Foarte, foarte simplu. Vinul alb merge foarte bine cu fructe de mare, da? Și freshness-ul pe care l-ai, da? Aciditatea trebuie să ți-o reglezi astfel încât să ajungi exact pe partea mediteraneană. Fapt pentru care fructe de mare, sotate rapid, stinse cu un picuț de vin alb întotdeauna. Perfect. Da? Un picuț de chili pentru sharpness și atâta tot. Atât. O partea cealaltă merge foarte bine cu pește, că doar de asta ai venit la noi, nu? Normal, la Brătioara am văzut mai devreme că s-a dat dezlegarea la pește. Hai, hai, la Brătioara, pește bun în toată țara, păstrăvunoată bras și noi facem popas. Ok, dezlegarele de la pește la pește, nu e problemă, da, dar fii atent. Și data viitoare când încerci pe acasă, vezi că aici jos este fenicul. Fenicul este atunci când planta aceasta perenă crește în tot bazinul mediteranean, din Portugalia până în Maroc. E bun să mor eu. Feniculul, știi foarte bine, are chestia aia super, super aromată, da? Da, 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 da. Încearcă vinul cu fenicul și o să vezi ce combinație frumoasă este. Din punctul tău de vedere, ce vin ar funcționa mai bine? Unul care este super sharp, super cu aciditate, respectiv ca și ăsta, cu aciditate ridicată? Pentru pește îți recomand ăsta, fără, n-ai nicio problemă cu el. În schimb, pentru fructele de male, unul mai corpulent. Unul un pic mai corpulent, exact. Doamnelor și domnilor, suntem la Proful de Vin cu Rareș. Rareș este șeful Păstrăvăriei Brătioara și are un cuțit de 21 de centimetri. Păi, Rareș, zi-mi sincer, de ce bucătărie, mă? De ce nu construcție de poduri? Băi, interesantă faza, de ce nu construcție de poduri, având în vedere că de fapt eu am terminat IT-ul și am lucrat în IT o viață întreagă. IT? Ce? IT. Softuri? Nu antivirus? Softuri, nici măcar atât. Solitaire? Dar... n-a ținut foarte mult pentru că am făcut marea prostie să mă înscriu la MasterChef. A, deci așa au fost. Dar de ce te-ai înscris la MasterChef? Bă, dintr-o tâmpenie și din, cred adică că cam mult vin, într-un final. Așa ai zis tu, Hodoron Trompleu, da. Te uita la televizor la prima serie și ai zis gata, vreau la MasterChef. Bă, din totdeauna am fost cu bucătăria și cu asta și pasiunea batovina, știi cum e vorba aia, nu? Zi-mi un desert bun. O să mă duc acum și fac eu tarta de migdale. Tartă de migdale? Da, este de fapt mandeltarte. Mandeltarte, rețeta asta am învățat. Da, mandel cum? Mandeltarte. Este mandel? Mandeltarte. Este Dealu Mandela. Mamă, deci de la ce mi-ai povestit, știi la ce mă gândesc? La nectarul de la Liliac, frate. La nectar. Da. Wow! Mamă, deci m-aș băga la nectar cu migdalele tale. Ai un roze? Am. Hai să facem o șmecherie. Mere, mă, hai că avem. Stai, mă, pe nu vin eu cu rozeu după mine. Știi cum merge rozeu cu aia? Gândește-te că o să-ți dea într-o viață cu mai mult viață. Bravo. Nu, pe aici, așa. Hai. Stop. Nu vă supărați. Primul peco în față. Mulțumim. Hai la peco, hai la OMV să ne luăm și noi un sandwich, să luăm o sticlă de ceva.